Bună ziua, vă salut din nou de la Galeria Creativ, o nouă zi, un nou tutorial. Astăzi o să vă vorbesc despre șlag metal, pe ce se poate folosi, câte feluri există, lipiciul cu care vom lipi, pe ce putem să decorăm. Și haideți să vedeți toate materialele. Eu o să folosesc în tutorialul de astăzi o pânză de pictură, dar voi decora o pânză de pictură folosind șervețelele, da? Pentru șlag metal vom alege șervețele care vor avea tonuri de aur, argintiu, cupru, pentru că șlagul metal există în variantele de auriu, cupru, argintiu. Da? Șlag metalul este o imitație a foiței de aur, da? Arată ca foița de aur, dar este doar o imitație. Se lipește cu mixtionul. Mixtionul există în mai multe variante, cu uscare de 15 minute, cu uscare de pe bază de... Cel de 15 minute e pe bază de apă, cel de 30 de minute este pe bază de alcool. Da? Există mai multe firme. Iar pentru foița de aur de 22 de carate se folosește mixtionul cu uscare la 12 ore. Avem și foița de aur autentică de 22 de carate, da? Și argint avem, așa că o să găsiți în, pe site-ul nostru și aceste foițe. Este o, normal, o diferență mare de preț între foița autentică și șlag metalul. Contururile, da, după ce aplicăm pe diferite suprafețe, vom folosi contururile. La fel, contururi există programă variată, auriu, argintiu, cupru, și de la firme diferite. Și această tehnică se poate aplica pe diferite suprafețe. Pe pânză de pictură se poate aplica, pe vas ceramic se poate aplica, pe sticlă, deci chiar am încercat și pe sticlă, se poate aplica pe ou de polistiren, se pot aplica pe diferite obiecte din lemn. Vedeți aici farfurii, oglinjoară, cutie. Pânzele de pictură la fel, diferite forme, triunghi, rotund, dreptunghiulare. Deci tehnica aceasta se poate aplica pe diferite suprafețe. Astăzi eu am ales să decorez, să fac doar o demonstrație pe o pânză de pictură, da? Folosind un șervețel. Deci mie îmi place foarte mult șervețelul acesta cu pictura lui Klimt, pentru că are nuanțe de auriu, da? Și se potrivește foarte bine cu șlag metalul auriu. Însă și șervețelele acestea de, cu imprimeu de toamnă merg foarte bine combinate cu tehnica șlag metal. Haideți să trecem la treabă. Pentru proiectul de astăzi avem nevoie de următoarele materiale. Pânza de pictură, lacul adeziv pentru tehnica șervețelului, un șervețel, lipiciul pentru șlag metal, care se numește mixtion, vopsele acrilice, conturul, o pensulă mai lată și burețelul. Putem să folosim și foarfeca pentru decuparea modelului din șervețel, dar eu am ales ca să rup șervețelul astăzi. Am ales câteva imprimeuri din șervețel, am umezit cu pensula și am rupt din șervețel modelul pe care l-am dorit. L-așezăm cum ne place pe pânza de pictură. După care lipim prin tehnica șervețelului. O să iau fiecare bucățică în parte.
La șervețelul acesta am ales două nuanțe de șlag metal, auriul și cuprul, pentru că se potrivește foarte bine cu nuanțele șervețelului. Șlag metalul o să îl alegem în funcție de culorile din șervețelul ales. Deci am aplicat șervețelul și voi usca acum. Am aplicat tehnica șervețelului, am uscat foarte, foarte bine. Dacă nu este uscat, foița de aur o să se lipească și peste șervețel. Iar următorul lucru, o să un cu lipiciul de șlag metal, care se numește Mixtion, zona strictă pe care vreau să o decorez cu foița de aur. Da? O să decorez în două nuanțe, partea de sus în auriu, partea de jos în cupru. Da? O să vă arăt cum arată foițele acestea. Sunt foarte, foarte subțiri. Deci, când lucrați cu tehnica aceasta, să nu suflați, să nu strănutați, să nu tușiți, că o să zboară de pe masă. Vedeți cât e de fină și de subțire? O să ung partea aceasta cu Mixtion. Pânza absoarbe destul de repede Mixtionul, așa că la nevoie puteți să ungeți și de două ori, ca să fiți sigur că se va lipi foița de aur. Foița se va lipi doar în zonele unde am aplicat Mixtionul. Puteți să delimitați și cu un creon zonele unde vreți să aplicați auriu, cupru sau argintiu. Eu voi merge la ochiometru astăzi și voi usca. Vedeți, este umed, o să-și schimbe un pic pânza sau obiectul decorat culoarea, deci veți ști până unde ați dat cu Mixtion. Voi usca, dar uscarea o să fie nu completă, când puneți degetul să rămână lipicios, deci nu uscați 100%. Și haideți să vedem cum o să iasă. Am uscat cu uscătorul de păr, dar dacă nu vă grăbiți să se usuce lucrarea, puteți să o lăsați la aer, exact cât scrie pe sticluță. Uscarea este de 15 minute la lucrarea mea de astăzi. Nu uitați să aveți șervețele umede la îndemână, pentru că dacă o să aveți Mixtion pe degete, o să fie dificil de folosit foița de aur. Și următorul pas. Foița de aur, v-am zis la începutul tutorialului că există în diferite forme. Dacă doriți să acoperiți o zonă mare, atunci folosim foițe de genul acesta. Dacă doriți să acoperiți doar zone foarte mici, vom folosi fulgii de șlag metal. Da? Eu astăzi o să aleg foița aceasta mai mare. Rupem din foiță, vedeți cu mare grijă, și aplicăm din loc în loc. V-am zis, surplusul se va curăța foarte bine cu o pensulă. Șlag metalul se va lipi doar în zonele unde am dat cu Mixtion. Vedeți ce frumos se lipește și ce bine se potrivește cu șervețelul ales. Nu este o tehnică grea, deci am lucrat lucrarea aceasta și cu copiii mai mari, de 8-12 ani. Să lucrăm destul de repede, pentru că Mixtionul se usucă repede și atunci foița de aur nu mai aderă de pânză. Vedeți ce frumos s-a lipit. Dacă mai rămân goluri,
O să vedeți, o să folosim burețelul și culoarea aurie de cupru și vom acoperi. Deci o să arate foarte frumos. Și acum voi decora partea de jos. Același lucru voi face. Voi unge cu mixtion zona unde o să aplic șlagmetalul de cupru și voi usca din nou câteva secunde, doar zona să rămână lipicioasă. Îmi place foarte mult tehnica aceasta. Ies niște lucruri deosebite. Putem să verificăm la lumină dacă am uns peste tot. Și uscăm din nou. Folosim uscătorul, ne ferim de foița de aur să nu ne zboară de pe masă. Am uscat și luăm acum bucăți din șlagmetalul de cupru. Surplusul îl vom curăța cu o pensulă moale. Și ia uitați-vă ce minunăție a ieșit. Acum voi umple golurile cu culoare acrilică. Voi folosi culoarea aurie și cupru, exact ca și șlagmetalul folosit, și voi acoperi foarte puțin zonele unde nu a aderat sau nu am pus foița de aur, ca și o trecere, deci aproape că nici nu se observă. Da? Că nu este foița de aur. Voi unge și marginea ca să fie în ton. Și încă un lucru voi folosi conturul, da, pentru a delimita zonele, sau puteți să faceți diferite decoruri cu ajutorul conturului. Conturul acesta se usucă cam în 2 ore, deci aveți mare grijă să nu atingeți că se va strica, iar după uscarea conturului puteți să folosiți
șerlac de cerat sau șerlac natural, da, pentru protecție, dar numai după uscarea conturului. Și haideți să vedem ce iese. Voi folosi contur de nuanța cuprului. Vedeți, vârful îl are foarte, foarte subțire și trebuie ca un creion să-l folosiți, dar să apăsați foarte încet, pentru că iese foarte mult contur dacă apăsați tare. Și voi folosi doar la delimitarea șervețelului de foița de aur. Este foarte interesant de folosit acest contur. Conturul se folosește și la platourile de sticlă sau lemn, decorarea lor. Toate aceste materiale pe care le-am folosit eu în proiectul de astăzi, pânza de pictură, mixtionul, conturul, foița de șlag metal, vopselele acrilice, șervețelele, le găsiți pe site-ul nostru accesând www.galeriacreativ.ro. Până data viitoare, o zi frumoasă să aveți!